Regăsit. Aș vrea să prezint astăzi în fața dumneavoastră un articol publicat de Isaac Asimov, faimosul autor de literatură sci-fi, în The Skeptical Inquirer, în toamna lui 1989. Este un răspuns pe care Asimov îl dă unui profesor, unui licențiat în literatură engleză, care aduce o obiecție foarte populară în lumea studiilor liberale. Termenul, mă rog, în român erau studii umaniste. Deci, studii culturale, literatură, istorie, estetică, într-un anumit sens filozofie, care acest profesor de engleză, deci, aduce această obiecțiune foarte populară cu privire la valoarea adevărului științific. De ce vreau să prezint acest articol în fața dumneavoastră? În fața mea, pe lângă articolul Asimov, cartea Understanding Creation, publicată de James Gibson și Humberto Rossi. Humberto Rossi este el însuși un profesor de literatură hispanică și literatură universală și aduce aceleași obiecțiuni omului de știință pe care le aduce profesorul de engleză care răspunde Asimov. Și cazul este tipic. În general, în teologia bisericilor conservatoare, mai ales bisericile neoprotestante, cu atitudinea lor antimundană, a existat o rezervă față de studiile în literatură și de istoria culturii. În general, cultura fiind văzută ca ceva rău, ceva de la diavolul, ceva ce trebuie filtrat, așa că biserica are propria cultură. Însă, în ultimul timp, teologi iau argumente de scepticism filozofic, de la persoane literate, de la persoane licențiate în literatură sau critică literară, mai ales unde postmodernismul este paradigma de interpretare curentă, și aceste obiecții împotriva științei, acest scepticism filozofic care susține că nu putem ști nimica, este folosit ca un argument mai luminat decât argumentul tradițional acesta în Biblie, așa cred, arătându-se oarecum că sunt obiecții serioase împotriva științei, sunt motive serioase să nu fim foarte optimiști cu privire la știință. Dar o să trec de la articolul Asimov. Și după aceea voi discuta pe scurt obiecția pe care doctorul Rossi o aduce științei și mai ales teoriilor despre origini. Am primit de curând o scrisoare de la cineva care mi-a spus din prima propoziție că este licențiat în literatură engleză și că simțea să-mi dea o lecție cu privire la știință. Și spune Asimov, am oftat și pentru că știu foarte puțin profesori de engleză care sunt echipați să mă învețe cu privire la știință. E trist, dar e adevărat. Și că sunt, dar întrucât sunt conștient de ignoranța mea, spune Asimov, eram gata să învăț de la el, așa că am citit scrisoarea mai departe. Profesorul de engleză este să leagă de o afirmație pe care Asimov a făcut-o într-un eseu. Anume că este fericit că trăiește într-un secol în care în sfârșit am înțeles corect bazele funcționării Universului. La ce se referă Asimov? În eseul lui Asimov spune că teoria relativității publicată în 1905, relativitatea generală, relativitatea specială, relativitatea generală în 1916, a arătat cum lucrează gravitația și care este natura spațiului și timpului. După aceea, am înțeles până la 1930, am înțeles care sunt legile fundamentale ale particulelor subatomice. După aceea am înțeles că galaxiile sunt organizate în clustere și care este structura macrouniversului. Și spune Asimov, este pentru prima oară în istoria omenirii când înțelegem universul. Toate acestea sunt descoperirile secolului 20. Aș vrea să zic că împărtășesc bucuria lui Asimov. Într-adevăr, m-am gândit și eu de mult, orice lucru extraordinar este să trăiești pentru prima oară în istorie, înțelegem cum funcționează Universul.
Și în aceasta ai de obicei riposta omul religios. Cum îți permiți tu, creier de furnică, să spui că înțelegi cum funcționează Universul? Cum poți tu, un atom, un păduche, un vierme, să înțelegi cum funcționează Universul? Însă, pentru că această obiecțiune pare bigotă și nu poți așa scoate pe piață, omul, teologul mai nou, teologul conservator, împrumută de la cel care a fost dușman de câteva secole în cultura europeană, de la umanistul, specialist în literatură și istoria filozofiei. Anume, tânărul specialist în limba engleză, după ce m-a citat, spune Asimov, a mers mai departe să-mi dea niște lecții foarte sever. Anume că în fiecare secol oamenii au crezut că înțeleg Universul, că în sfârșit au ajuns să înțeleagă Universul și în fiecare secol care a urmat s-a dovedit că greșeau. Este o afirmație corectă. Și este citată, așa cum am spus, de foarte mulți, nu știu exact care este termenul în limba română, da? Mă refer la cei care sunt specialiști în liberal studies, în engleză, umaniști se spunea în România. Nu vreau să se înțeleagă prin aceasta umanismul etic și filozofic, care, umanismul ca doctrină social-politică. Este vorba, deci, de studii umaniste, ca să-și înțelege despre ce e vorba. Deci, este un argument tipic care vine din școlile de studii umaniste. Și este folosit mai des acest argument de teologi conservatori. Bun, deci am crezut că înțelegem Universul și în secolul următor s-a dovedit că ne-am îndreptate. Spune Eminescu, ce un secol ne zice, alt secol de zic. Ca atare, spune că și cunoașterea modernă, în mod necesar, înseamnă că este greșită. Și tânărul mi-a lăsat pe Socrate, pe care oracolul din Delfi l-a numit cel mai înțelept om din Grecia, din cauza că, citesc, spune Socrate, sunt cel mai înțelept om, a spus Socrate, din cauza că numai eu știu că nu știu nimic. Așa că implicația era, este o nebunie să pretinzi că știi ceva. Omul înțelept știe că nu știe nimic. Este o concepție foarte populară în universități și în colegii, la studiile liberale și, de asemenea, este o concepție, bineînțeles, dogmatic susținută de teologii conservatori, care citează această obiecție venită din partea colegilor de studii liberale. Răspunsul meu a fost următorul. Atunci când oamenii credeau că Pământul este plat, greșeau. Profesorul de engleză îi aduce aminte că oamenii au crezut cândva că Pământul este plat și după aceea și-au dat seama că Pământul este sferic și după aceea au ajuns la concluzia că Pământul nu este o sferă, fiindcă Pământul este turtit la cei doi poli și așa mai departe. De multe ori aud argumentul acesta, uite, oamenii credeau că Pământul e plat și Biblia spunea că Pământul e rotund. Așa că vezi că tot Biblia are dreptate. După aceea, uite, l-au condamnat pe Galileo, care a spus că Pământul se învârtește și se dovedește că au avut dreptate și astăzi oamenii de știință, bineînțeles că susțin evoluția și susțin încălzirea globală și astea sunt la fel niște noțiuni preconcepute. Noi trebuie să luăm Biblia, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu nu greșește niciodată. Asimov răspunde, când oamenii spuneau că Pământul e plat, greșeau. Întrebarea este însă, cât de greșiți au fost ei. După aceea, când au spus că Pământul este sferic, chiar s-au greșit, fiindcă Pământul este o sferă, din punct de vedere matematic. Dar întrebarea este, este ideea că Pământul este o sferă la fel de greșită ca aceea că Pământul este plat? Și Asimov merge mai departe. Vreau să-l citez acum, să citesc fraza lui, o traduc, e prima traducere din engleză, aveți răbdare cu topica mea și cu nesiguranță în a găsi mai numele de cuvinte. Problema noastră este că oamenii cred că right and wrong, le citesc în engleză, fiindcă în engleză au și conotație morală, da? Ar fi corect sau incorrect din punct de vedere științific. The right or wrong însemnează drept și nedrept, însemnează adevărat și neadevărat, însemnează bine și rău. Deci, right or wrong sunt absoluturi. Că
totul ce nu este în mod perfect right, este în mod egal wrong. Tot ce nu este în mod perfect corect științific, este în mod egal greșit științific. Tot ce nu este în mod perfect adevărat, este în mod perfect fals. Tot ce nu e în mod perfect bun, este în mod perfect rău. Aceasta este o concepție religioasă. În același timp, este o concepție pe care un expert în istoria literaturii și a filozofiei și a culturii o va împărtăși de pe poziția oarecum a unui sceptic în privința aceasta, pentru că operează cu valori absolute, cu o lume în alb și negru. Acum este aici un lucru care trebuie să subliniez. Acest profesor de literatură este un sceptic filozofic. El crede că toată știința este greșită, pentru că toată știința nu este absolut adevărată. Și bineînțeles că un literat va considera și că și religia este greșită și va arăta câte greșeli au făcut, sunt în Biblie, și câte greșeli au făcut religia de-a lungul timpului. Însă aici este o problemă. Este o problemă condus întors, pentru că omul religios ia acest argument împotriva științei. Dar nu-și dă seama că de ușor îl poți îndrepta împotriva Bibliei. În prezentări că l-am făcut și pe Oxigen, de multe ori am arătat că sunt foarte, foarte multe erori în Biblie. Însă pentru aceasta nu consider în alb și negru, ci recunosc aceste erori, inclusiv lipsuri morale serioase, erori istorice și așa mai departe. Le așez într-o paradigmă evolutivă. Înțeleg că a existat o dezvoltare, o evoluție morală, o evoluție a gândirii în toate lucrurile și le așez în contextul lor istoric. Atunci când critic, nu critic Biblia, ci critic cei care vor să vină cu afirmații absolute pe baza Bibliei, fiindcă asta nu e posibil. Deci vorbim aici de o situație foarte, foarte interesantă în care cineva care nu acceptă o astfel de critică istorică a Bibliei, în același timp este gata să folosească o critică istorică devastatoare a științei și să supără când cineva, în mod greșit, se lansează într-o critică devastatoare a Bibliei și a religiei pe baza unor erori și greșeli istorice care pot fi oarecum justificate în contextul istoric grecii, nu totdeauna. Dar să merg mai departe că m-am bătut. Totuși nu mi se pare, spunea Asimov, corect această atitudine că ceva este corect în mod absolut sau incorrect în mod absolut. Anume, right and wrong, spune el, iarăși citesc cu multă în engleză, sunt concepte fără un contur semantic precis. Și voi dovedi acest eseu să explic de ce cred așa. Atunci când prietenul meu, care este expert în literatura engleză, îmi spune că în fiecare secol savanții sau oamenii de știință au crezut că în sfârșit au descoperit adevărul despre univers și totdeauna au greșit, ceea ce vreau să știu este cât de greșiți au fost ei și sunt totdeauna greșiți într-un anumit grad. Lăsați-mă să dau câteva exemple. Și o să iau exemple splendide a lui Asimov. Spune Asimov, în primele zile ale civilizației, simțământul era acela că Pământul este plat. Aceasta nu din cauza că oamenii erau stupizi sau că vreau să creadă nonsensuri, ci din cauza că s-au bazat pe dovezi solide. Dacă privești Pământul într-o zonă muntoasă, nu se pare că este plat, că duci de puțin. Este totuși argumente că Pământul este plat. Și, de exemplu, toate apele curg și când la un moment dat ajung la ocean care este plat sau ajung la un lac care este plat și râurile ajung la câmpie care este plată și curg mai încet. Apele sunt general plate atunci când timpul este liniștit. Și ținând cont că civilizația s-a născut în bazinul Tigrului și Eufratului, care este o câmpie și două râuri care curg încet, a ajuns la această concluzie pe baza unor teorii solide. Bun, întrebarea este, sumerienii au fost foarte inteligenți, au creat civilizația și au generalizat observațiile lor în câmpia mesopotamiană. Dar întrebarea este, aveau dreptate
cât erau de greșiți. De ce? Curvatura, curbarea Pământului, așa cum o cunoaștem, este foarte aproape de zero. La Asimov folosește sistemul de măsurătoare american în mile, da? Putem spune la kilometri la mile. Este numai cu o fracțiune diferită de zero. Așa că noi spunem astăzi că teoria Pământului plat este greșită și că este teribil de greșită, dar nu este chiar așa greșită, spune Asimov, fiindcă curbura Pământului este foarte aproape de zero la milă, așa că, deși teoria este greșită, nu este aproape adevărate. Acesta e și motivul pentru care a durat atât de mult. Deci, vreau să repet ideea lui Asimov. Teoria că Pământul este plat, care nouă ni se pare o nebunie și râdem de ea, este aproape corectă. De ce? Dacă judecăm corectitudinea matematic, în cifre, teoria Pământului plat este, este greșită cu o fracțiune foarte mică după zero. Procentul de eroare este foarte apropiat de zero. Deci o teorie aproape corectă. Însă grecii au găsit, care au navigatori entuziaști, au găsit suficiente motive să se îndoiască că Pământul este plat și Aristotel este cel care aduce aceste argumente. De exemplu, când navighezi spre nord, stelele dispar din sud, dispar în Mediterană. Când navighezi spre sud, stelele din nord dispar în Mediterană. Și Aristotel crede că toată materia tinde să se apropie de centrul universului, din cauza asta cad obiectele. Și bineînțeles că dacă materia tinde să se apropie de un centru, sfera este forma naturală pe care o va lua. De asemenea, sunt corăbile care când se depărtează dispar și se vede la urmă numai catargul, când se apropie vezi mai întâi catargul. Și un secol după Aristotel, Eratostene a observat că umbra lăsată de soare are lungimi diferite la latitudini diferite. Așa că pe baza diferenței între lungimile umbrei la diferite latitudini, Eratostene a calculat circumferința Pământului, care este 25.000 de mile, transformați dumneavoastră în kilometri. Și ca tare a calculat că curbura Pământului este în mile 0,000126 pe milă. Deci o cantitate foarte apropiată de zero. Diferența dintre 0 și 0,000126 este cea care arată cât de greșită este teoria Pământului plat. Și vedem că nu este extrem de greșită. Și totuși, această diferență între 0 și 0,000126 este foarte importantă. În sensul că nu putem să facem harta Pământului pe suprafețe mari sau nu putem să călătorim pe ocean sau cu avionul, să știm exact punctul în care ne aflăm, latitudine și longitudine, fără să ținem cont de curbura Pământului. De asemenea, Pământul plat ridică o dilemă. Are Pământul un capăt sau nu are capăt? Ori sfericitatea implică că are și nu are capăt. Așa că, deși să reținem, ideea Pământului flat este ușor greșită din punct de vedere matematic, totuși, această 0,0001% de greșeală a Pământului plat este foarte importantă, nu numai din punct de vedere teoretic, ci și din punct de vedere practic. Grecii sunt cei care au descoperit latitudinea și longitudinea, așa cum am spus, și au făcut hărți ale Mediteranei destul de corecte cu latitudine și longitudine, însă nu aveau nevoie să calculeze curbura Pământului, pentru că la distanțele bazinului mediteranean nu conta chiar atât de mult. Însă
în timpul navigației oceanice deja, trebuia să se ia în considerare curbura Pământului pentru a poziționa exact o insulă sau o corabie pe glob. O întrebare, este totuși pământosferă? Luna este o sferă, Soarele este o sferă, părea normal că Pământul este o sferă. Însă, spunea Asimov mai departe, atunci când prin telescop Galileu a văzut prima oară Saturn și Jupiter, a văzut că acestea nu au formă sferică, ci formă elipsoidală. Și întrebarea s-a ridicat dacă Pământul este totuși o sferă. În secolul XVII, Isaac Newton a arătat că, într-adevăr, gravitația face ca orice corp din sistemul solar să devină o sferă. Însă, dacă această sferă se rotește în jurul propriei axe, nu va fi o sferă, ci va fi turtită la poli. Așa că întrebarea este, e Pământul turtit la poli, așa cum sunt Jupiter și Saturn? Bineînțeles că Luna se învârtește prea încet în jurul axei sale și Pământul se învârtește destul de încet în jurul axei sale. Așa că dacă este turtit la poli, trebuie să fie ușor turtit la poli. Dar în secolul XVIII deja s-au făcut măsurători și în care s-a arătat că diametrul Pământului este mai mare la ecuator decât la pol. Și care sunt valorile? Valorile sunt foarte mici. Pământul nu este o sferă, ci un sferoid. O sferă este un obiect geometric tridimensional în care toate diametrele, deci orice distanță de la orice punct de pe sferă până la centru, sunt egale. Pe când distanța de la un punct de pe ecuator la centrul Pământului diferă de distanța de la pol la centrul Pământului. Cât de mare acea, cât de mult diferă? 44 de kilometri. Este foarte, foarte puțin, da? Deci diametrul ecuatorial este, acum Asimov lucrează în kilometri mai bine, este 12.755 de kilometri și, da, adaugă în paranteză și în mile, că scrie pentru americane, săracii nu au acceptat sistemul metric. Și diametrul de la Nord Pol sau de la Polul Sud este 12.711 kilometri. Ca atare este o diferență de 44 de kilometri. Așa că procentul de eroare a ideii că Pământul e sferic este 44 împărțit la 12.755, ceea ce vine 0,0034, deci a treia patru din 1%. Este o eroare foarte mică, dar contează. Și interesant că și ideea că Pământul este sferic e greșită. Dar și ideea că Pământul este sferoid este greșită. Și o să mergem mai departe. Dar vă rog să-ți câteva cifre ale lui Asimov, spune, ca să distrăm lucrurile altfel. Pe un pământ plat, curbura este 0 mile oriunde. Este 0 pe milă oriunde sau pe kilometru, da? Deci curbura Pământului este 0 la milă ori și unde te duce pe pământ sau pe orice suprafață. Pe un pământ sferic, curbura este 0,000126 pe milă sau 8 inci pe milă. Un inci este 2,52 centimetri jumătate. Pe un pământ sferoidal, curbura variază de la 7,973 inci pe milă la 8,027 inci pe milă. Deci pe un pământ sferic curbura este 8 inci pe milă, pe un pământ sferoidal este între 7,973 inci și 8,027 inci pe milă. Sunt valori matematice foarte, foarte mici. Și spunem că procentul de eroare din punct de vedere matematic este foarte mic, dar este totuși important. Așa că, spune Asimov, vreau să-l citez aici pe Asimov. Corecția făcută în trecerea de la pământ sferic la pământ sferoid este mai mică decât corecția făcută de la trecerea la pământ flat, de la pământ plat la pământ sferic. Deci de la pământ plat treci de la 0 pe mile la 0,
nu mai țin minte cifra, 0,00126 pe milă, da? Corecția de la 8 centimetri la, de la 8 inci la milă este de câteva procente când pământul de la sferic trece la sferoid. Așa că corecția este mult mai mică. Ceea ce vedem este o rafinare a măsurătorilor și în timp procentul de eroare din punct de vedere matematic devine tot mai mic. Mergând de la pământul plat, la pământul sferic, la pământul sferoid, descoperim un procent de eroare în teoria anterioară, dar este tot mai mic, este mai mic procentul de la pământ sferoid, la pământ, de la pământ sferic la pământ sferoid, decât de la pământ plat la pământ sferic. E clar conceptul lui Asimov. Ceea ce vreau să arate este că, de fapt, cunoașterea științifică operează cu erori sau corectează erori tot mai mici și operează cu măsuri tot mai rafinate. Nu este o, ca și cum am zis azi că pământul e rotund și mine spune că e cub. Nu. Este vorba despre o progresie în adevărul științific. Merg mai departe. Până și ideea pământului sferoid este greșită. În 1958, Vanguard 1, satelitul artificial, a măsurat atracția gravitațională în diferite puncte ale Pământului și a descoperit că variază. Și din cauza acestei variații, rezultatul este că Pământul care la ecuator, așa cum știm, este bombat, mă rog, bombătura, iertați-mi termenul, în partea de sud este mai mare decât în partea de nord. Și din cauza aceasta, Oceanul Arctic în sud, în Antarctica, Oceanul Antarctica, este mai sus decât Oceanul la Polul Nord. Și, în general, în mod foarte ușor, nivelul oceanului în emisfera sudică este mai ridicat decât în emisfera nordică. Aici sunt iarăși valori minime, dar sunt corecte. Și atunci, care este forma Pământului? Este sferă? Nu. Este sferoid? Nu. Este mai degrabă ca o pară. Și acum citesc iarăși pe Asimov și vreau să citesc cuvintele lui pentru că mi se pare foarte relevante. Prietenul meu, profesor de engleză, trăiește într-o lume mentală de absolut right și absolut wrong, da? Adevăr absolut, eroare absolută, bine absolut, rău absolut, păcat, neprihănire, dacă veți, este, deci, același univers ca și universul teologului conservator, în care Pământul astăzi poate fi considerat o sferă și poate că în secolul următor vom considera cubic și în viitor vom considera un icosahedron și până vom considera că are forma un icovrig, găuri la mijloc în alt secol. Deci, noi nu știm nimic și ne putem schimba. Ori nu este așa. Pentru că, de fapt, a fost o a fost o progresie. Ceea ce are loc de fapt în știință este că atunci când un om de știință, începând din Sumer și trecând prin Grecia, apoi și așa mai departe, are un concept bun cu care să opereze, în mod gradat îl rafinează și îl extinde cu tot mai multă subtilitate și instrumentele de măsură, pe măsură ce instrumentele de măsurare se îmbunătăsesc. Teoriile nu sunt greșite, sunt incomplete. Îmi place de a lua Asimov. Teoria că Pământul e flat nu este greșită, este incompletă. Da? Ca teorie științifică, este incompletă. La fel, teoria că Pământul e sferă, sferoid sau și așa mai departe. Spune el, pot să arăt și alte cazuri, prietenul meu, profesor de engleză. Chiar atunci când o nouă teorie pare o revoluție, cum este teoria coperniceană sau teoria relativității sau teoria evoluției, de fapt, ea de obicei se ridică din o rafinare a măsurătorilor, care este foarte, foarte infimă. De multe ori nu este nevoie decât de o măsurare infimă, foarte, foarte mică, mai precisă,
pentru ca vechea teorie să cadă. Eu luați ca exemplu, un exemplu care și creaționiștii l-am inteles foarte des, dar greșit. Atunci când a apărut, când a fost posibil să măsurăm viteza unei raze de lumină, folosind interferența undelor de lumină între ele, atunci am realizat că, într-adevăr, ecuațiile lui Maxwell, care contrazic bunul simț, sunt reale și viteza luminii nu se schimbă în vid relativ la obiectul în mișcare. Și atunci a căzut fizica clasică newtoniană și conceptul clasic de spațiu și timp și apropierea relativității. Deci e vorba despre, practic, până în 1887, când s-a făcut experimentul Michelson-Morris, noi nu puteam să măsurăm dacă mișcarea Pământului creează o diferență în vis-a-vis de, în comparație cu viteza luminii. Da? Și atunci a fost posibil să o măsurăm și am văzut că viteza luminii totuși rămâne constantă, ca atare trebuie să cadă noțiunea noastră de spațiu, timp, mișcare, energie și așa mai departe. Merg mai departe. Copernicus a trecut de la paradigma cu Pământul în centru sistemului planetar la cea cu Soarele în centru. Făcând această schimbare de paradigma, el a trecut de la ceea ce era de bun simț și evident la ceea ce era în mod aparent ridicol, cum e teoria evoluției astăzi. Totuși, era o problemă de a găsi căi mai bune de a calcula mișcarea planetelor pe cer. Și până la urmă, teoria geocentrică a fost dată în urmă din cauza că teoria copernicană oferea mijloace mai solide pentru a calcula mișcarea planetelor pe cer. Însă, tocmai din cauza că teoria veche dăduse rezultate pentru greci în Mediterană, a ținut atât de mult. Practic, dacă ne gândim puțin, de ce Copernic a apărut după mare descoperiri geografice? Pentru că una este să navighezi pe Pământul în Mediterană sau în Marea Neagră sau pe lacuri, pe, să zic, Marea Galilei, da? Unde nu are nicio importanță dacă stele se învârte în jurul Soarelui sau Soarele, ok, sau se învârte în jurul Pământului, și alta este să navighezi pe tot oceanul. Deci acolo ai nevoie de calcule mai precise pentru mișcările planetelor. Și aceste calcule mai precise se pot face pe bază model heliocentric. Mai departe. De asemenea, formațiunile geologice ale Pământului se schimbă atât de încet. Și ființele care trăiesc pe Pământ, la rândul lor, se schimbă atât de încet, încât apoi rezonabil a început să ne gândim că nu există nicio schimbare pe Pământ și că viața a existat totdeauna așa cum există astăzi. De asemenea, dacă viața nu se schimbă, toate organismele au apărut așa cum sunt și toate formațiunile geologice au apărut așa dintr-o dată, când Dumnezeu a creat Pământul, atunci nu există nicio diferență, nu are nicio importanță dacă Pământul e vechi de mii de ani sau de milioane de ani. Dacă nu se schimbă, e tot una. Însă, mii de ani sunt mai ușor de înțeles, mai ușor de imaginat, de intuit, decât milioane de ani. Și din cauza asta am ales ideea că Pământul e vechi de mii de ani. Dar atunci când observații atente au arătat că Pământul și viața se schimbă la o rată care este foarte apropiată de zero, o fracțiune foarte apropiată de zero, atunci a devenit clar că viața și Pământul trebuie să fie foarte vechi. Geologia modernă a venit la existență și odată cu ea noțiunea de evoluție biologică. Dacă, îl citesc pe Asimov, dacă rata schimbării ar fi mai rapidă, geologia și evoluția ar fi, teoria evoluției și geologia, ar fi ajuns la stadiul modern în timpurile vechi. Numai din cauza că diferența între rata schimbării într-un univers static și rata schimbării într-un univers care evoluează este foarte aproape de zero, creaționiștii pot încă să continue să propageze prostiile lor. Este foarte corect. Acum, spasmă mare dreptate. Lumea nu se schimbă sub ochii noștri. Și știți că unul dintre argumentele care aduc creaționiștii este că în laborator nu obțin nu știu ce schimbări la virus sau bacterii și că nu observă evoluția în timp.
Și plus argumentul de bun simț pe care îl ridică credincios de rând, de ce nu se mai fac și azi mai mulțile oameni sau ceva în genul acesta. E bine, concluzia normală, logică, este aceea că speciile sunt fixe. Asta e concluzia la care a ajuns Aristotel, asta e concluzia la care a ajuns autorul Bibliei. Nu este o revelație, este o concluzie. Aș vrea să spun, Geneza nu spune așa, oh, știți că lumea crede că speciile se schimbă, dar nouă Dumnezeu ne-a descoperit că speciile sunt fixe. Era bunul simț care spunea că speciile sunt fixe. Știți că lumea crede că pământul se schimbă, dar noi spunem că munții au fost făcuți de Dumnezeu și marea și toate așa cum sunt. Nu, nu era o revelație, era bunul simț comun. Era o teorie științifică, de fapt, care stea în picioare. Ce? Fiindcă se baza pe observații. Și așa cum spune creaționistul, uite, nu poți observa evoluția. Numai că atunci când ești, când măsurătorile sunt destul de rafinate, ca să observe că schimbarea există, da? Ne vedem că, de exemplu, că Himalaya continuă să se ridice, continentele continuă să se... plăcile tectonice continuă să se miște, codul genetic continuă să varieze de la o generație la alta, însă sunt schimbări atât de infime, încât din punct de vedere practic sunt zero. Însă atunci când putem măsura aceste schimbări și pe deasupra putem să observăm schimbarea care a avut loc în timp, oamenii înainte ca să aibă datări radiometrice și-au dat seama că pământul trebuie să vedec de milioane de ani după ce, după ritmul schimbărilor geologice. Așa că, spune Asimov, normal că creaționiștii continuă cu această nebunie, deci n-a fost o nebunie în vechime. Acum este o nebunie, este o prostie. Pentru că acum putem observa schimbarea. Întrucât rafinarea unei teorii crește cu crește tot mai încet. Chiar și teorii vechi trebuie să fost destul de adevărate, destul de corecte ca să permită să se facă progrese, și aceste progrese nu au fost șterse de progresele care s-au făcut după aceea. Repet ideea care am spus-o acum, o citesc de la Asimov. Grecii au introdus latitudinea și longitudinea pentru a face hărțile Mediteranei destul de rezonabile, fără să ia în considerare sfericitatea Pământului, de care știau. Și acestea sunt încă latitudine și longitudinea de astăzi. Sumerienii au fost probabil primii care să stabilească principiul că planetele se mișcă în cer după anumite orbite regulate care pot fi prezise. Și ei au calculat destul de corect orbitele planetelor pe cer, chiar dacă au plecat de la ideea că Pământul este în centrul Universului. Deși măsurătorile au devenit mai rafinate, principiul rămâne. În mod natural, aceste teorii putem să le considerăm greșite acum, într-un mod simplistic, în care prietenul meu, profesor de engleză, sau spunem noi teologi creaționiști, o fac. Dar într-un sens mai subtil și mai adevărat, ele trebuie să fie considerate doar incomplete. Acum aș vrea să merg la alt profesor de studii hispanice și literatură hispanică. În cartea Understanding Creation, care este coordonată de un geolog submediocru numit James Gibson, un geolog care își ia cecul de la o biserică să spună că Biblia are adevărul științific și geologice, absolute, bineînțeles, deși în știință nu există adevăr absolut, și Huberto Rassi, un profesor de literatură, așa cum am zis, mă întreb și eu ca Asimov ce ne poate învăța un profesor de literatură despre știință. Exact aceea situație, un profesor de literatură dă lecții omului de știință, fiindcă profesorul de literatură, mai ales când predă la universitate teologică, trăiește într-o lume de bine absolut, rău absolut, adevăr absolut, fals absolut, care nu se aplică în știință.
Rassi se întreabă de ce există diferențe în interpretare și el spune există diferență între datele empirice și interpretarea lor și interpretările totdeauna se schimbă. Oh, bineînțeles, exact ca profesorul de engleză. Care în 1962 a publicat cartea Structura Revoluției Științifice și cum a folosit prima noțiune de paradigmă. Și spune pe rase aici, un motiv pentru care există diferențe între oameni de știință este noțiunea de paradigmă științifică propusă de Thomas Kuhn. În concepția lui, știința nu este autonomă, autonomă și obiectivă empiric, ci o acțiune colectivă influențată de factori istorici sociale. În timpul perioadei, în ghilimele, de știință normală, el spune, comunitatea științifică operează cu modele general acceptate sau paradigme general acceptate. Totuși, atunci când aceste nu-i măsurători și ne dovesc se acumulează, are loc o schimbare de paradigmă. Și atunci apare un nou concept și o nouă paradigmă. Asta este foarte corect. Dar ceea ce spune Kuhn este exact ce spune și Asimov, anume că cu cât măsurătorile se rafinează, trebuie să schimb teoria științifică, să schimb paradigma. Și să dau câteva exemple, în mod corect, teoria plăcilor tectonice, iarăși, plecând de la deriva continentelor, propusă prima oară de Alfred Wegener la începutul secolului 20 și așa mai departe, dar pur ajunge, bineînțeles, la Charles Darwin, la origini. Și care este concluzia? Problema este o paradigmă. Există o paradigmă creaționistă, este o paradigmă darwinistă și omul pleacă de la o paradigmă și pe baza aia interpretează datele din biologie sau geologie sau astronomie, dar nu este așa de fapt. Omul a plecat de la, în toate disciplinele, inclusiv în teoria evoluției. Teoria evoluției a apărut pentru că paradigma fixistă nu mai putea explica viața. Selecția naturală a apărut pentru că paradigma lamarckiană nu putea explica evoluția și neodarwinismul a apărut pentru că s-a făcut o sinteză între genetică și selecția naturală. Însă toate aceste schimbări de paradigmă s-au făcut atunci când măsurătorile s-au rafinat și au cerut noi teorii. Și bineînțeles, atât literatul, snobul de universitate și de cafenea, cât și teologul sau predicatorul vor arăta la aceste schimbări de paradigmă ca la un argument că aceste paradigme sunt niște simple capricii, de fapt, ceea ce nu este adevărat. Așa să aplic argumentul lui Asimov, mergând exact pe aceeași linie la problema organismelor vii. Iau geneza ca o teorie științifică. Deci, ce face autorul genezei? N-are alt sistem de a clasifica. Vede că animalele se mișcă. Deci, care e diferența între animal și plantă? Animalul se mișcă, planta nu se mișcă. Nu? Cum spune Aristotel, animal vine la anima, are suflet, se mișcă. Sufletul mișcă. Da? Și, firește, deci dacă definiția animalului este că se mișcă, animalele sunt clasificate după sisteme de locomoție. Peștii au aripioare, păsările au aripi, și animalele terestre se teresc sau umblă pe patru picioare sau umblă pe două picioare, cum este omul. Și atunci ce observă înțeleptul antic este că există un fel de progresie. Deci aripioarele peștilor, parcă aripa păsării este mai bună și are și picioare. Și atunci Dumnezeu face mai întâi peștii și păsările, după aceea face animalele cu patru picioare și teritoare pe uscaș, după ce face omul care are două picioare. Animalele sunt clasificate după sistemul de locomoție. Liliacul este între păsări. Așa că liliacul a fost făcut înainte animalelor terestre. Însă vine timpul când observăm că, de fapt, liliacul, ca și păsările, nu au aripi, ci membrele din față sunt modificate. Adică, bineînțeles că au aripi. Aripile sunt modificări ale membrilor din față. Așa că înainte ne-am închipuit, deci ne închipuiau sumerienii că există tauri înaripați, heruvimi,
și Dumnezeu cărește pe un heruvim care este un fel de taur în aripat, există Pegasul, cal în aripat la greci, dar astăzi realizăm că, de fapt, aripile nu sunt ceva care se adaugă la două sau patru picioare, ci aripile, în afara lumii insectelor, bineînțeles, în lumea vertebratelor, aripile sunt ceva ce sunt modificări ale membrelor anterioare. Așa că stai că Dumnezeu nu s-a mulțumit să modifice aripile în membre, ci poate că Dumnezeu a mers invers, a făcut aripi din membre. Oricum, întrebarea este ce a făcut Dumnezeu mai întâi, că se pare că Dumnezeu a lucrat după un plan. Dar ajungem în secolul XVIII, că începe să se dezvolte geologia și descoperim că, de fapt, în succesiunea statului geologic, se pare că este o dezvoltare a acestui plan. În general, probabil că Dumnezeu a făcut aceste modificări, dar le-a făcut în mii de ani, să zicem. Da? Deci a făcut pești, formă a făcut batracieni, formă a făcut reptile, formă a făcut mamifere și păsări, formă a făcut alt gen de mamifere și păsări și a schimbat și scoicile și reptilele și peștii, mereu s-au tot schimbat, au fost pești fără fălci și formă au devenit pești cu fălci și probabil a făcut și pe om. Deci Dumnezeu modifică un plan anterior, dar se pare că l-a modificat în mii de ani, pentru că apar clar că au fost ere geologice. După aceea avem anatomia comparată și începem să observăm că și plămânii omului, deci Biblia împarte animalele între cele care au suflare de viață și cele care nu au suflare de viață, da? Peștii nu au suflare de viață, omul are suflare de viață, pisica are suflare de viață, insecta nu are suflare de viață, nu? Evreul nu știe că păianj nu are și el niște tuburi prin care trece oxigenul, nu știe că peștele ia oxigen cu branhiile din apă, nu știe acest lucru, că și plantele respiră, nu știe. Dar teoria este corectă, undeva este o clasificare. Acum știm, ajungem să înțelegem ce este oxigenul și că peștele au branhii și la cele folosești branchiile, descoperim circulația sângelui, dar descoperim și mai mult decât atât, că până la urmă, de la pește la batracian este un pas foarte mic, fiindcă peștele înghite aer, și batracianul înghite aer și folosește bășica cu aer, țineți minte cum se umflă broasca, da? Ca să poată respira pe pământ și să o răcăie și așa mai departe. Apoi mergem mai departe la reptile și la mamifer și vedem că plămânul tot nu este un mușchi făcut de Dumnezeu să respire, ci este un sac. Este bășica peștelui și noi înghițim aerul. Și aici e o problemă, că dacă înghițim aerul putem să ne și asfixiem, pentru că înghițim aer în plămân când să dilată mușchii intercostali și pleura, dar în același timp putem să înghițim pe aceeași cale și mâncarea și ne putem mâneca, dar avem o epiglotă și așa mai departe. Deci se pare că Dumnezeu modifică un plan anterior. Cum îl modifică Dumnezeu? Vin diverse teorii la marchianism. Păi un animal prin exercițiu se străduiește să mănânce, să vâneze mai bine, să girafa încearcă să ajungă la copaci, taurii se bat între ei, se dezvoltă. Eu le-am invitat ca să dezvolte. Și această dezvoltare se transmite la generațiile ulterioare și provine Darwin, spune nu, nu există așa ceva, există selecție naturală și procesul este foarte simplu și logic. Există sau nu există selecție naturală? Era o întrebare și după aceea vine este redescoperit Mendel. Da, uite, are dreptate Darwin dacă există gene. Dar este posibil așa ceva și începe Morgan cu experiențele pe muște și arăta, uite, e o mutație, s-au făcut ochii roșii și după aceea toți urmași au avut ochii roșii. Și dacă izolezi, ai o populație cu ochii roșii. Este în timp scurt, este foarte mică diferența, dar arată că mecanismul există. Și după aceea vine Domanski și spune, stai puțin că dacă luăm, vedem că sunt în cromozon, genele nu știm exact ce sunt, dar dacă le construim ca niște cărți de joc și facem un model matematic cu selecția naturală, iese foarte bine la socoteală, o model matematic al evoluției. În sfârșit se descoperă ADN-ul și atunci, avem microevoluție și sunt tipuri, în interiorul cărora poate exista microevoluție, dar după aceea decodăm ADN-ul la mare parte de lumea vie și vedem că, de fapt, toate animalele au același ADN-ul și știm și mecanismul prin care se schimbă. Și acum avem alte întrebări, dar dacă nu există doar selecția naturală, dacă sunt și mecanisme epigenetice, dacă sunt și retrovirusii, dacă există mecanisme la marichene pe care le înțelegem. Și întrebările încă continuă. De ce? Pentru că măsurătorile se rafinează. Ceea ce vreau să arăt este că și geneza a fost ideea fixității speciilor, fixismului speciilor, a fost o teorie sănătoasă la timpul ei. O teorie care, pe măsură ce observațiile s-au înmulțit, a trebuit completată. Vreau să închei cu întorcându-mă la concluzia lui Asimov.
un profesor de literatură, un profesor de istorie, un profesor de istoria artei, dacă vreți, un artist, un literat, un umanist, trăiește într-o lume a adevărurilor absolute. Un teolog, la fel. Biblia nu se schimbă. Ce spune Dumnezeu acum 4.000 de ani e încă valabil. Deși, dacă ne uităm cât de mult s-a schimbat teologia, numai că de fiecare s-a schimbat, fiindcă spunem că cei dinainte noastre n-au înțeles adevărul biblic și n-au înțeles mai bine. Deci este exact același lucru. Până la urmă zidim pe ce au avut ei. Însă avem ideea unui adevăr absolut aflat pe litera Bibliei. Și de pe această poziție spunem, uite, doctrina, dogma, adevărul biblic nu se schimbă. Și ne place argumentul postmodern, al criticului literar postmodern, care extrapolează noțiunii de critică literară postmodernă la știință și spune, păi vezi că și știința e un mit. Ce este teoria relativității? Ce este teoria evoluției? Mituri. Ce este teoria geocentrismului? Un mit. Egal ca valoare, ca și mitul că pământul stă pe broaște țestoase sau mitul covorului zburător. Toate astea sunt mituri. Deși om, literatul care a înțeles cum funcționează un mit, vede că și știința e mit și ne spune că totul este un mit și ca atare nu putem ști nimic, ca noi nu știm nimic despre univers. Și literatul face aceasta cu un aer de superioritate intelectuală, cu un aer de rafinament literar. Iar creaționistul găsește un argument folositor pentru el și împrumută acest argument. Deci literatul nu este dogmatic, este dușmanul dintotdeauna al teologului conservator. Dar argumentul ia și teologul folosește și mi-aduce și altceva. Ia argumentul literatului, scepticismul filozofic, ce un secol ne zice alt secol de zic, decât un visear de mai bine nimic. Da? Și adaugă, uite că avem totuși o cerere de cuvântul lui Dumnezeu, ăsta nu se schimbă și adevărul nu s-a schimbat niciodată. Deci ce a spus Dumnezeu în Biblie, în Geneza, aia rămâne. Este de fapt o iluzie. Adevărul este, nu spune Asimov, că de când sumerienii au inventat știința în sensul epocii bronzului și apoi grecii au dezvoltat-o și Copernic și așa mai departe, teoriile științifice au permis, valoarea unei teorii științifice a fost aceea că a fost o paradigmă de gândire care a permis dezvoltarea cunoștințelor într-un anumit domeniu. Și odată ce cunoștințele au atins o anumită limită, odată ce măsurătorile au atins un anumit rafinament, paradigma se schimbă și măsurătorile devin mai rafinate, observațiile mai corecte. Asta duce iarăși la o nouă schimbare de paradigmă. Judecând din punct de vedere matematic, exemplu cu forma Pământului este splendid, da? Judecând din punct de vedere matematic, observăm că teoria Pământului flat era greșită cu 0,0001 și 126. Un procent foarte apropiat de 0. Dar acest procent, totuși, a fost descoperit și s-a corectat în teoria Pământului sferic și apoi a Pământului sferoidal și apoi a Pământului pară și de fiecare dată procentul a devenit tot mai mic și măsurătoarea a devenit tot mai exactă. Și asta s-a aplicat și la înțelegerea Universului, la teoria relativității, la fizica cuantică, la teoria evoluției și așa mai departe. Deci este un procent care se reduce, dar niciodată nu dispare. Nu va fi niciodată o teorie în care procentul de eroare să fie zero. Dar procentul de eroare în înțelegerea Universului se apropie tot mai mult de zero, spunem că adevărul se dezvoltă asimptotic. Așa că nu avem nevoie de profesor de engleză sau de literatură hispanică să ne spună că știința greșește, că dacă știința nu are adevăr absolut, atunci nu putem să știm nimic. Ideea este că trebuie să fim optimiști. Ceea ce se vede în știință, se vede de fapt și în teologie, și în filozofie, și în critica literară, dacă vreți. Există această situație definită printr-o splendidă metaforă de Stephen Hawking. Noi stăm pe umărul giganților. O generație se suie pe umerii altei generații. Scepticismul care e la mod în timpul nostru nu este doar un scepticism cu privire la cunoaștere. Este și un scepticism cu privire la progres.
ne place să spunem că nu există niciun progres în omenire. A existat progres etic. Și acest progres etic, ca și progresul științific, este legat de măsuri, de principii tot mai rafinate. Și dacă în timpurile biblice puteai să vânzi fata ca sclavă, nimeni nu se revolta. David putea să măcelească sate întregi, numai că sunt de știre filistenilor și nu era nicio problemă. Puteai să violezi prizoniera de război și nu aveai nicio problemă, puteai să jefuiești orașul pe care îl cucereai, nu era nicio problemă. Deja în timpurile grecilor și romanilor sunt principii care guvernează inclusiv legile războiului. Și până la urmă romanii au cucerit lumea nu numai fiindcă erau foarte buni militari, dar și fiindcă au fost foarte buni politicieni. Și oamenii au găsit că zic că este mai convenabil să fie în Imperiu decât să lupte împotriva Imperiului, pentru că și-au pus lor înșiși limite până au ajuns să dea cetățenie romană prin secolul III la fiecare locuitor al Imperiului. I-au făcut pe toți egal cu romanii care îi cuceriseră. Noi astăzi ridicăm problema ca cea a egalității între sexe, a abuzului de copii, care nici nu existau înainte, problema libertății individuale, problema drepturilor civile și ni se pare că simt că este imoral ca cineva să facă lucruri care acum 100 de ani erau inacceptabile. Vreau să cred că o predică pe care am ascultat-o pe Spectrum și în care un predicator venit în California la Chicago a ținut o predică că, uite, pe vremea mea era cunoscută diferența între bine și rău, dar cât de mult s-a schimbat lumea. Ceea ce nu realizează el că în această scurtă perioadă de 30 de ani, de când era tânăr până acum, lumea nu s-a schimbat numai în sensul că anumite lucruri au fost relativizate, care atunci erau absolute, dar s-a schimbat și în sensul că anumite lucruri care atunci erau considerate neutre din punct de vedere moral sau rele, acum sunt considerate bune. Și lucruri care au considerate bine din punct de vedere moral, acum sunt considerate rele. Uite că s-au făcut niște progrese morale în anumite aspecte și valori sociale, care, mă rog, pe vremea lui, Ku Klux Klan nu ți-ar dea o cruce de fier în fața ferestrei dacă te-ai căsătorit cu negru, de exemplu, sau cu negresă și așa mai departe. Deci aici sunt niște schimbări pe care nu le vede, fiindcă pe timpul lui acestea nu erau o problemă, însă copiii lui sau nepoții lui vor judeca altfel. Așa că există un progres moral în toate lucrurile și, din păcate, dacă literatul e sceptic și cu snobismul lui de campus universitar, zicea, asta sunt doar mituri, știința e doar un mit și n-a existat progres științific, că uite ce erori au făcut și Newton și Galileo și toți și nu știm nimica, de fapt, și să rămână la principiul socratic, cunoașterea de sine e singura cunoaștere care contează. Teologul conservator spune, nu, avem totuși o cunoaștere certă, aceasta este Biblia. Și noi refuzăm să facem un pas înainte ca să ne depărtăm de litera Bibliei. Amândouă sunt greșite. Mi-a plăcut articolul lui Asimov pentru optimismul lui și mai ales pentru faptul că așează în cifre, în procente, gradul de eroare și arată că acest procent devine tot mai mic, deși eroarea nu va fi niciodată zero. Binele și răul, istorii vorbind sunt relative. Adevărul și falsul, istorii vorbind sunt relative. Și acesta e un adevăr. Și veți spune, e tot un adevăr relativ. Oh, păi sigur, singurul absolut e relativul. Nu, nu este chiar așa. Sunt relative. Dar există un progres, o apropiere asimptotică de adevăr și de binele absolut. Diferența între zero și gradul de eroare devine tot mai mică pe măsură ce înaintăm în timp. Și aceasta este ideea care trebuie să ne motiveze să mergem înainte în toate lucrurile. Vă mulțumesc, la revedere!